Avem astăzi un nou Get Ready With Me, pregătiți-vă cu mine. Nu știu dacă voi vă pregătiți în timp ce vă uitați la acest clip, dacă vă aranjați, dacă... nu știu ce faceți. Spuneți-mi în comentarii, sunt curioasă. Eu când mă uit la clipuri pe YouTube, ori mă pregătesc ca să ies din casă, ori fac treburi prin casă, diverse treburi prin casă și ascult și mai arunc câte un ochi pe la diversele clipuri la care mă uit eu. Da, Get Ready With Me cu Mommy Rove Cosmetics. Adică o să încep cu câteva produse de la Mommy Rove Cosmetics și continuăm cu partea de make-up. Trebuie să fie astăzi ceva ușor, rapid, pentru că trebuie să ies din casă. Am la dispoziție, cred că vreo 30 de minute, 40 maxim, ca să filmez acest clip. Da, cu Mommy Rove Cosmetics, după cum vă spuneam, am primit din partea lor câteva produse noi pentru mine, da? Eu până acum n-am mai folosit aceste produse. De fapt, ele au intrat în rutina mea oarecum și am și un mic feedback pentru voi. Am aici cutia, o cutie foarte, foarte frumoasă, care este cu verde și mie îmi place foarte mult genul acesta de verde, un verde mai spre verde oliv, spre khaki, în fine. Da. Cu ce să încep? Cu ce să încep? O să încep cu spuma de curățare, pentru că, na, cam asta ar fi, să zic așa, ordinea, oarecum, pentru mine. Spuma de curățare cu aur. Știți că îmi place foarte mult gama asta a lor cu aur. Am crema hidratantă, am avut acidul hialuronic cu foiță de aur prin el, care a fost senzațional pentru mine. Da, spuma este aceasta. Cam așa arată. Eventual o să fotografiez, să vă las pe ecran fotografie, că am senzația că e totul mult prea luminos și nu se vede cum trebuie. Da, și într-adevăr este o formă de spumă. Dacă îi spune spumă, logic, o să fac soaș pe mână. Este o spumă. O spumă fină și delicată și încercați să o aplic pe față. O să mă dau cu puțină apă termală, că nu am apă, nu sunt în baie. Eu m-am spălat pe față. Dar ca să vedeți că este o spumă foarte fină, care curăță destul de bine. Are un parfum fin și discret. Deci nu e ceva copleșitor. Este o spumă, da, acum mă spăl iar pe față, aici, în fața camerei. Nu știu cum o să mă duc la baie să mă clătesc. Da, este o spumă foarte fină și delicată, care curăță destul de bine. Țineți cont că nu sunt cu apă, dar m-am dat doar cu puțină apă termală. Adună și machiajul, excelent. Am folosit spuma asta și dimineața și seara. Curăță foarte bine rezidul de make-up, lasă o piele fină, luminoasă. Și una peste alta este un produs pe care îl folosesc cu plăcere. E ușor de utilizat, îmi place că este cu pompiță, că este sub formă de spumă și da, cam asta am de zis. Ce scrie pe ea? Potrivită pentru toate tipurile de ten, oferă o curățare profundă, dar delicată a tenului, este un produs excelent pentru reglarea sebumului fără a usca sau irita pielea. Nu usucă, într-adevăr, confirm. Nu irită, n-am un ten sensibil care să se irite oricum, da. Exfoliantul face parte tot din gama cu aur coloidal de 24 de carate. Acesta este ambalajul și conține, pe lângă aurul coloidal, acid hialuronic, vitamina E, vitamina B3, ulei de jojoba, ulei de struguri, ulei de migdale, acid cojic și exfoliantul în sine, particulele acelea exfoliante, sunt din sâmburi de măsline. Gradul de exfoliere este unul mediu, reduce rugozitatea suprafeței pielii, îndepărtează celulele moarte de pe piele, estompează ridurile și liniile fine, regenerează și catifelează pielea, are un efect calmant și de luminozitate a tenului, ușor efect regulator de sebum. Prin utilizarea constantă, tenul își îmbunătățește aspectul datorită eliminării impurităților și a celulelor moarte. Da! Este un exfoliant fizic, nu este un exfoliant chimic. Este un scrub, dacă vreți să-i spunem așa, un scrub pentru ten. Uite, vă arăt produsul. O să mi-l și aplic pe față. Deși nu este... O să-l aplic de dragul de a demonstra la cameră. Nu este ziua de scrub pentru mine, ca să zic așa. L-am mai folosit. De când l-am primit, l-am mai folosit. Este un exfoliant fizic, nu chimic. În trecut foloseam foarte mulți exfolianți de genul acesta. Având un ten cu sebum, cu puncte negre, cu pori dilatați, simțeam nevoia să folosesc un scrub. Dacă l-aveam pe ăsta cu vreo câțiva ani, era game changer, ca să zic așa. S-ar fi schimbat, sau așa presupun eu că s-ar fi schimbat foarte multe pentru tenul meu, în bine,
Pentru că este un scrub, n-am mai pus de mult pe față un astfel de scrub, dar este un scrub destul de mișto. Nu e genul ăla de super, super abraziv, să-ți zgârie tenul sub nicio formă. Lasă într-adevăr o piele foarte fină, simți că ai pielea fină și hidratată în același timp, lasă tenul luminos și efectul cumva se păstrează. Adică nu a fost un efect de moment, m-am dat în seara asta cu el și wow, ce ten mișto mi-a rămas și a doua zi nu se mai observa. Nu, efectul a rămas vreo câteva zile bune. Încerc să folosesc astfel de exfolianți, poate o dată pe săptămână, ceva de genul acesta, având în vedere că eu, în momentul de față, folosesc foarte mulți exfolianți chimici și atunci să-i combin, nu știu dacă este o idee tocmai bună, adică să folosesc foarte, foarte des un scrub. Dar, dacă sunteți genul de persoană care preferă scrub-urile, exfolianții fizici, da? Eu zic că ăsta este un produs numai bun și eu zic că merge folosit pe corp, nu doar pe față, acolo unde ai pielea cu rugozități, pielea nu este foarte, foarte fină. Eu zic că merge folosit 100% fără probleme. Nu e nevoie de o cantitate foarte mare, deci nu vă gândiți că, a, păi, pe ăsta să-l folosesc pe corp, nu pe tot corpul, că te dai cu el unde ai nevoie, că și eu pe față nu-l folosesc pe toată fața, în zona T, insist aici, unde am puncte negre. Da, mi-am umezit un pic tenul cu apă termală și masez ușor. Deci nu este genul ăla de scrub sau mie nu mi se pare, nu-l simt ca un scrub super mega abraziv, nu simt că mă zgârie. Este destul de fin și de delicat. Și insist ușor în zona T în special. Bărbie, nas, unde știu că am probleme cu sebumul, cu punctele negre, etc. Bun. Și înainte de a trece la crema cu SPF, de fapt am și o cremă de ochi, pasiunea mea, cremele de ochi și tot din gama cu aur coloidal, da, tot din această gamă, care, păi, îmi place foarte mult, cred că este gama mea preferată în momentul de față. Da, cremă de ochi anti-rid și se aplică în jurul ochilor, în fiecare zi, pe tenul curat, evident, dimineața și seara, se masează până intră în piele. Este tot recipient cu pompiță. Vreau să vă spun că dacă aveți crema sau intenționați să vă cumpărați această cremă, aveți grijă cât aplicați pentru că e atât de spornică, nu e nevoie de o cantitate industrială, cum am aplicat eu prima dată, o cantitate industrială și da, a intrat în piele săraca, dar am pus prea mult, am făcut risipă. O picătură este suficientă și are o textură foarte ușoară, foarte lejeră, intră bine în piele, se absorbe rapid, hidratează. Voiam să vă mai citesc un pic. Complex de ingrediente, da, am găsit. Complex de ingrediente anti-rid și anti-îmbătrânire, hidratare intensivă și de durată, tenul devine mai ferm și mai elastic, textură catifelată și delicată. Da, are o textură foarte fină, foarte delicată, nu rămâne pielea grasă, unsuroasă în jurul ochilor. Chiar mi se pare o cremă super ok și pentru persoanele cu ploapele super uleioase. Da, cam asta ar fi cu privire la crema de ochi. Crema cu SPF. Crema cu SPF, SPF 50, da? Eram foarte curioasă să încerc această cremă, pentru că creme cu SPF mereu este o provocare să-ți găsești o cremă cu SPF care să te mulțumească din toate punctele de vedere. Da, crema Soleil conține SPF 50, ulei de jojoba, ulei de struguri, glicerină, vitamina E, vitamina C, acid hialuronic și are și parfum. Da. Protejează tenul în mod semnificativ împotriva radiațiilor solare UVA, UVB, previne apariția arsurilor de la soare, previne îmbătrânirea prematură a pielii, nu știu de ce mă grăbesc, deși v-am zis de ce mă grăbesc, că am puțin timp la dispoziție, dar în fine. Da, previne îmbătrânirea prematură a pielii, previne deshidratarea pielii, ajută la combaterea petelor pigmentare. Se aplică în fiecare dimineață pe tenul curat, îl avem, checked, e curat. Se masează 2-3 minute. Ulterior se poate aplica machiajul. Evitați, scrie pe ea, evitați contactul cu ochii. Deci aveți grijă, nu veniți în zona ochilor, că s-ar putea să nu fie tocmai ok pentru voi. Am încercat să o folosesc și în zona ochilor. Nu e cea mai potrivită cremă pentru zona ochilor, dar pentru față îmi place foarte mult. Eram curioasă de această cremă pentru că eu am de la Momirov creme de față. Și adică am o cremă de față din gama cu aur coloidal și îmi place foarte, foarte, foarte mult textura. Foarte mult. Este o cremă cu o textură genială, cum este și crema de ochi de altfel.
Și am zis, mă, cum e crema asta? Care e textura ei? Sunt foarte curioasă. Și nu m-a dezamăgit pentru că are o textură foarte, foarte bună, intră foarte bine în piele, se absorbe rapid, lasă un ten luminos, dar nu la modul luminos, gras, unsuros. Înțelegeți ce vreau să zic? Vine cu pompiță și hai să aplicăm. Asta este o pompiță, cât am apăsat până la fund, da? Dacă e nevoie, o să reaplic. Hai să-mi dau totuși părul din față. Aplic așa pe părți ca să vedeți cât de ușor și rapid intră în piele. Și da, machiajul se aplică foarte frumos peste, nu e nicio problemă, nu e... Deci imediat intră în piele. Asta îmi place, că se absoarbe instant și nu rămâne grasă, unsuroasă la nivelul pielii. Deși îi spun să masez 2-3 minute, nu, adică nu simt nevoia să masez 2-3 minute pentru că intră instant în piele. Bine, dacă aș aplica mai multă, da, aș insista un pic mai mult. Vin așa și în zona ochilor, dar încerc să nu intru efectiv cu ea în ochi. Da? Trecem și la partea de make-up, am încheiat cu rutina de dimineață până la urmă. Ok, dimineața nu aplic exfoliantul, am făcut acum o excepție pentru că am vrut să vă arăt la cameră produsul, să vedeți că îl folosesc pe ten și na, asta a fost. Dar de obicei aplic exfoliantul seara. Bun, make-up! Am zis că vreau să fac ceva ușor rapid, fără fond de ten, fără chestii de-astea. O să combin niște primere pentru că asta am chef să fac. Încep cu cel de la Wet n Wild. Se numește Impossible Primer. Ok. Da, este un primer siliconat, ușor, mai mult siliconat, da, de genul acesta, care matifiază. Insist cu el și are și un efect răcoritor cumva. Insist cu el în zona T. Vedeți că imediat a matifiat. Ia uitați-vă, aici tenul luminos, aici gata. A luat luminozitatea de la SPF. Acum o să vin cu un anticearcăn. O să folosesc mai multe, cred, dar încep cu cel de la Gerovital, anticearcăn Soft Focus, care îmi place foarte, foarte mult. Este un anticearcăn super bun și hidratant. Nu spune că nu mai am. Ba da, mai am. Îl întind direct de aici. Băi, chiar nu mai e? Ba da, mă. N-are cum să mai fie. Vin un pic pe nas. Un pic așa, punctulețe. Vedeți, arăt super dubios. E ok, nu vă panicați. Stați să-i pun capa acum. Și o să pun capa acum. Da, și deși mi-am luat un burețel, mai întâi îl întind, îl tapotez cu mâna. Îmi place că este un anticearcăn super, super, super hidratant. Super hidratant pentru zona ochilor. Care stă, arată bine, nu încarcă. Eu arăt dubios. Again, nu vă panicați. Așa. Mi-am luat și burețelul și vin un pic și cu burețelul și tapotez. În timp ce tapotez cu burețelul, mai adun și excesul de produs. Am trecut deja la pudră. Folosesc pudra de la Inglot, asta pulbere. Și o folosesc direct cu puful ei, nu am luat-o pe burețel, direct tapotez ușor-ușor cât să fixez anticearcănul. Vin și în zona asta cu pudră, dar aici n-am aplicat aproape nimic. Doar cât am întins puțin primerul și un pic așa anticearcănul cu burețelul, dar nu am venit efectiv aici cu produs în lateralul feței. Rimel, folosesc telescopicul de la L'Oreal, sunt la o distanță foarte mare de oglindă, să sperăm că m-am dat cum trebuie cu rimel totuși. Simt nevoia de ruj roșu astăzi. O să încep cu un creion Gerovital Beauty, creion de buze. L-am în nuanța, nu știu ce nuanță este, 02. Da, cred că asta e nuanța 02. Nu e super bine ascuțit. Nu vă panicați. Mie îmi place așa. Vin cu puțin creion. Rujul Fenty Beauty, îmi place foarte mult rujul ăsta. Îmi place nuanța, îmi place și formula. Cam asta ar fi cu acest Get Ready With Me. Am încercat să mă axez mai mult pe partea de skincare, mai exact pe produsele Momirov. Le mulțumesc foarte mult pentru acest pachet.
Am primit întrebări de la voi și zic eu că în mare v-am răspuns la întrebări. Dacă mai aveți curiozități, spuneți-mi în comentarii și o să vă răspund. O să fac și update-uri, așa că rămâneți pe frecvența Seeking Quest. Și dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like, un share, să vă abonați în cazul în care nu ați făcut-o deja. Mă găsiți peste tot pe social media cu ID-ul Seeking Quest. Și până data viitoare, v-am pupat, toate cele bune. Mua! La revedere!